Și mergem la Primăria Capitalei, ședință importantă, Gabriela Firea. După epopeea pe care a trăit-o acest proiect, așa cum știți, a fost o licitație acum câțiva ani de zile, care a avut numărate contestații și în final a trebuit să o luăm de la capăt, pentru că acel contract inițial a fost anulat. Avem așadar astăzi de dezbătut și aprobat indicatorii tehnico-economici rezultat din studiul de fezabilitate realizat de compania Durabilă a municipiului București pentru realizarea unei săli multifuncționale cu o capacitate de 20.000 de locuri pe o suprafață desfășurată de 60.000 de metri pătrați, care va fi dotată și cu o parcare subterană de 380 de locuri și în afară de sala în sine, multifuncțională, vor mai fi și încă 5 terenuri de sport la nivel, deci la suprafață. Nu pot fi comparate costurile cu alte săli similare care au fost realizate în țară, în primul rând pentru că aceasta este o capacitate până acum nemai întâlnită în România, de 20.000 de locuri. În plus, am solicitat tuturor federațiilor sportive din România să ne transmită necesarul de dotări, astfel încât această sală să poată să fie omologată la standarde internaționale pentru toate sporturile. Prin urmare, vom avea și noi o sală polivalentă, o sală multifuncțională cu care să ne putem mândri. Costul estimat, subliniez estimat, este de 138 de milioane de euro. Timp de execuție până în 3 ani, maximum 3 ani. Continuăm programul ambițios de consolidări și avem, inclusiv în această ședință de Consiliu General, 10 proiecte pentru tot atâtea clădiri la care se va demara consolidarea, au fost practic reactualizați indicatorii tehnico-economici. În plus, vom transfera de la AFI către Administrația Clădirilor cu Risc Seismic 45 de unități locative care vor funcționa ca și locuințe de necesitate, necesare relocării cetățenilor care locuiesc în aceste clădiri cu bulină. În ceea ce privește proiectele de infrastructură, pentru a rezolva una dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm, și anume traficul, avem astăzi de dezbătut și aprobat indicatori tehnico-economici pentru pasajul supra-teran de la Andronache, care face parte din inelul median de circulație din zona de nord a capitalei. Și acest proiect ar fi trebuit să fie realizat cu ani în urmă, din păcate s-a așternut praful peste acest proiect în sertarele primăriei. L-am reactualizat și venim în fața dumneavoastră cu un proiect care va însemna, în primul rând, 4 benzi de circulație, trotuar iluminat, deviere de utilități. Un proiect în valoare de 42 de milioane de euro, realizabil în maximum 2 ani de zile. În ceea ce privește siguranța pietonilor și, de asemenea, fluidizarea traficului, ca în orice capitală europeană, cred că este necesar și în București să se construiască pasaje și pasarele pietonale. Avem astăzi de aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 8 pasarele pietonale, un proiect în valoare totală de aproape 18 milioane de euro. Nu sunt de acord cu cei care afirmă faptul că o pasarelă pietonală este fier vechi care se va rugini. Nu, înseamnă viața oamenilor, au fost foarte multe accidente în zone în care acum vor fi construite aceste pasarele pietonale și eu cred că sunt extrem de necesare. Vă dau câteva exemple. Șoseaua Mihai Bravo, numărul 30, șoseaua Alexandriei, numărul 2, ieșirea București-Bragadiru, calea Griviței RATB Carpați, bulevardul Doamna Ghica RATB Dimitrie Groza, șoseaua Pipera, sediu Pașapoarte, șoseaua Pipera 63-65, strada Liviu Rebreanu la Park Lake Mall, bulevardul Iuliu Maniu la Cora. În ceea ce privește, fac o ultimă precizare, în ceea ce privesc, de fapt, cele 3 proiecte care vizează Radet și care acum vor fi supuse din nou dezbaterii și aprobării, am de făcut un singur comentariu, o singură precizare. Din prima zi de primar general, și sunt convinsă că și cei mai mulți dintre dumneavoastră, ne-am dorit împreună să modernizăm rețeaua de termoficare a capitalei, care este bătrână de peste 50 de ani. Faptul că ani de zile nu s-a investit în această rețea nu ni se poate imputa nouă. Dar dacă noi nu am face nimic în această perioadă, abia atunci am fi și noi vinovați ca cei care au condus destinele acestui oraș aproape 30 de ani. Așa cum știți, la ședința trecută
au fost câteva discuții care au ajuns, ne-au dus în situația de a revota proiectele. Sunt convinsă că ne vom exprima votul doar cu gândul la bucureșteni și doar cu gândul că această rețea de termoficare trebuie să fie modernizată și nu mai avem timp de pierdut. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes în cadrul acestei ședințe de Consiliu General. Și eu mulțumesc. Gabriela Firea, anunțuri importante pentru locuitorii capitalei. În sfârșit vom avea o sală polivalentă, avem de abordat indicatorii tehno-economici și vorbește despre faptul că avem nevoie de pasarele pietonale în mai multe puncte fierbinți ale capitalei. Vorbim așadar despre noi investiții în perioada următoare. Mergem mai departe. Imagine